La 76 de ani, Gheorghe Turda, renumitul interpret de muzică populară din România, trăiește o frumoasă poveste de dragoste și privește din nou spre viitor cu entuziasm. După o viață marcată de succes pe scenă și de încercări dureroase în plan personal, artistul și-a găsit din nou fericirea. Deși preferă să păstreze discreția asupra detaliilor acestei relații, Turda a mărturisit că este îndrăgostit și că există planuri serioase alături de noua sa iubită. Fără să excludă chiar o viitoare căsătorie, Turda a fost văduv timp de 15 ani, după ce și-a pierdut soția, o balerină talentată care a decedat în urma unei lungi lupte cu leucemia. Pierderea soției a lăsat un gol profund în viața sa, iar artistul nu a mai reușit să se atașeze cu adevărat de o altă persoană însă în mod neașteptat destinul i-a adus alături o nouă iubire care i-a oferit liniștea și sprijinul de care avea nevoie. Gheorghe Turda este acum fericit alături de o femeie puternică, un colonel de profesie, care îl iubește și îi aduce stabilitate în viața de zi cu zi. Chiar dacă este foarte rezervat când vine vorba de viața sa sentimentală, artistul nu exclude posibilitatea unei noi căsătorii, dorindu-și să păstreze norocul în relația lor. Admiratorii lui Turda sunt încântați de fericirea pe care acesta a găsit-o și îi urează numai bine în noua sa poveste de iubire.